Domnule primar, am ajuns și pe stadionul central din Dămieneci, nu? Da, este zona aferentă sportului rege. Cândva s-a activat mult mai serios ca în ziua de astăzi. Noi am avut o echipă acum foarte mulți ani. Din păcate, în ultima perioadă era o zonă de pășunat. Aici? Da. Vaci, oi, capre? Cetățenii, văzând că sportul a dispărut, a încercat să-i dea o nouă destinație. Eu nu am făcut nimic altceva decât să redau terenul de sport tineretului și să încerc să-i aduc în jurul unei idei frumoase, să vedem dacă și reușim să încropim o echipă, poate la un alt nivel decât cel de amator, de hobby. Vreți ceva mai... Aș vrea să facem o asociație sportivă, nu neapărat profesionist, că e mult spus, o asociație sportivă, am denumit-o noi Asociația Sportivă Dămienești, în jurul căreia poate să dezvoltăm anumite sporturi, pe lângă sportul regii, am dorit și alte sporturi, nu se știe de unde va apărea un mare campion. Sau de ce nu un mare jucător de fotbal? Un mare jucător de fotbal. Tocmai de aici din zona Bacăului. Gazonul destul de bine arată. Gazonul este un gazon natural, nu am făcut nimic decât să-l tund, să-l tund destul de des. Necesită multe, multe alte lucrări profesioniste. Sperăm să identificăm fonduri comunitare, europene, prin care să încercăm să-i dăm un pic un aspect mai profesionist, cum a spus noastră. De unde jucători? De unde jucători? Și eu m-am mirat. Mai ales că vreți să-i aduceți la un anumit stadiu. Da, anumit stadiu. Sunt tineret, sunt copii frumoși care chiar se implică. Da. Drept dovadă și-au cumpărat echipament, am încercat și am jucat două meciuri amicale cu o comună vecinată. Scorul? În prima fază am luat bătaie la ei, da, dar am reușit să întoarcem rezultatul aici, ceea ce mă bucură foarte mult. Un pic de organizare s-a văzut. Acum sunt în discuții cu primarul de la Valea Ursului, poate reușim la fel două duminici active. Să încercăm să aducem cât mai mult tineret din zona de entertainment de peste drum în zona asta sportivă. Și prima de joc? Și prima de joc, o să revenim în zona de unde i-am adus. Să înțeleg. Deci se îmbină lucrurile? Se îmbină lucrurile și una fără alta e mai complicat. Viața sportivă în localitate se mișcă? Se mișcă, este o activitate, hai să spunem, la început, ca peste tot, și eu sunt la început. Iubiți fotbalul? Iubesc fotbalul și chiar îl și practic, în ciuda vârstei, da, încă mai activez. O să intrați în echipă? Mai ales când vedeți că nu cred au că rezultatul cred dorit? Cred că aveam 5 minute și intram dacă rezultatul nu se termina așa cum ne-am dorit. Chiar îmi face mare plăcere să spun că Burcă de la CFR, bunicul lui este din zonă. Da. Da, și poate cine știe să mai naște un nou talent și poate chiar ne să-și sprijină. Avem nevoie de persoane care îndrăgesc sportul și care au și dare de mână. Sunt un sponsor, n-am stricat, pentru că sunt bani, necesită deplasări, echipamente, plase, întreținere. Sunt multe costuri suplimentare pe care încercăm să le acoperim din bugetul local, dar e mai complicat cu bugetul nostru destul de... Și știu că la țară spectatorii sunt mult mai pătimași. M-a surprins plăcut prezența a foarte mulți oameni din toate categoriile și vârstele. Să știți că e o mare problemă, chiar dacă suntem în zona rurală, cu petrecerea timpului liber. Oamenii nu mai știu să-și petreacă timpul liber, nu mai au unde să-și petreacă timpul liber. Cu excepția bisericii, după amiază nu mai au loc. Și atunci am încercat să-i adun aici, în jurul acestei idei frumoase, poate reușim să mai animăm un pic viața rurală, care e un pic cam trist în ultima perioadă. Domnule primar, ați făcut, sperați ca această zonă să fie mult mai modernă, să atragă investiții și de ce nu oamenii să vină să practice un sport iubit la nivel național, fotbalul și nu numai. Spuneți că în spate vreți să faceți și un teren de tenis? Da, ideea mea mi-ar fi ca în spatele acestui teren să fie un teren de tenis, de câmp,
faptul că spațiul este tot generos, poate identificăm și alte zone în care să practicăm sport, indiferent sportul la cine alb. Cine știe, și de aici poate se naște o stea precum Simona Halep. Sau Ilie Năstase, sunt de ce nu? Sunt un mare fan al ei. Chiar am fost la un meci al ei în Cehia. Până acolo ați ajuns. Acum am ajuns la ei ca să o văd. Da. Haideți să mergem și la alte obiective din localitate, să vedem ce puteți să ne spuneți, să ne arătați și care sunt planurile dumneavoastră de viitor. Domnule primar, am ajuns în zona unde se lucrează în această localitate. Muncitorii deja sunt pe șantier. Sunt pe șantier, vorbim de drumul județean 207, care este în plin proces de modernizare și reabilitare. Se vor realiza șanțuri betonate, podețe de acces, rigole. Suntem și noi beneficiarii acestui mare proiect integrat, care începe de la Roman și va ajunge până la Podul Turcului. E o mare realizare pentru zona noastră, deci devenim din ce în ce mai frecventabili și poate mai importanți în această zonă. Apă, canalizare, de ce nu și gaze? Apă și canalizare. Obiective destul de îndrăznețe. Pe apă și canal beneficiem de un sistem de apă și canal realizat prin Agenția Fondului de Mediu în valoare de 1,5 milioane de euro. Vorbim despre satele Dăminești și Călugăreni. Ne aflăm în plin proces de reacordare și branșare la acest sistem. Într-adevăr, din discuțiile cu cetățenii, pentru că am foarte multe discuții, pe primul loc a ieșit ca și investiție gazele. Toată lumea își dorește gaze, dorește confort și bunăstare. Va fi un proiect pe care îl voi avea în atenție, sperând să putem beneficia de astfel de fonduri, ținând cont și de faptul că noi avem potențial în zonă, sunt privați care beneficiază de acest beneficiu în 2021. Sperăm, de ce nu, și zona publică să putem să o acordăm. Iluminatul public joacă și el un rol important într-o comunitate rurală. Oamenii au nevoie de confort și de ce nu de siguranță până la urmă? Pe această zonă a siguranței suntem într-un studiu de fezabilitate cu privire la înlocuirea lămpilor de iluminat consumatoare, spun eu, fiind modernizate acum vreo 10-15 ani, tot prin fondul de mediu. Sperăm să putem accesa acești bani, tocmai ce a apărut noul ghid. Lucrăm la acest proiect de înlocuire cu lămpi cu LED, lămpi controlate, care să asigure siguranță și confort. Iar tot pe zona de siguranță și confort, mi-aș dori, sper să-și pot implementa un sistem de monitorizare a comunii, astfel încât traficul și zonele de risc ridicat să poată fi monitorizate de către noi, de către autorități. Salubrizarea, un cartof fierbinte în aceste vremuri. Da, mi-ați ridicat un pic mingea la fileu. Într-adevăr, eu sunt într-un proces, într-un război cu zona salubrizării, întrucât atunci când am preluat portofoliu, am constatat că cheltuim bani, foarte mulți bani, pentru a salubriza toate cele patru sate. Respectiv, în 2019-2020 s-au alocat bani suplimentari de la bugetul local pentru a suplimenta acea taxă de salubrizare în sumă de 150-170.000 de lei, adică foarte mulți. Nu ne permitem să aruncăm banii la gunoi. De atunci am început o campanie astfel încât în fiecare marți sunt prezent în comună, alături de colegii mei. Sunt prezent, merg din casă în casă, încerc să facem o educație. Am investit în saci prin care reușim să colectăm zona de plastic, zona de aluminiu. Ducem o campanie destul de agresivă cu cei care încă cred că pot arunca orice, oriunde. Nu se mai poate face rău. Dar oamenii au înțeles că sunt anumite cerințe, gunoiul trebuie selectat, plastic la plastic, sticlă la sticlă, hârtie la hârtie. Oamenii au înțeles în mare parte,
Dar eu marți de marți încerc să le reamintesc astfel încât să devină o practică și nu o excepție. Drumurile în ziua de astăzi trebuie să fie asfaltate, ne-am săturat de noroi, ne-am săturat de acea zonă unde, spune omul, ajung cu noroiul până la gât. Ai nevoie de asfalt, ai nevoie de o zonă unde să-ți desfășoare activitatea așa cum trebuie, de la cel de omul de rând până la agentul economic. Într-adevăr, în obiectivele mele, eu am făcut un clasament, cel puțin așa are ieșit din discuțiile cu cetățenii, drumurile vor fi pe locul 3 în priorități, primul fiind gazele, apoi apa și canalul, după care drumurile. Mi se pare firesc, întâi să asigurăm utilitățile și ultima durată să asfaltăm, astfel încât să nu ne trezim când începem să tăiem și să o luăm cu sfârșitul. Va apărea cât de curând, am înțeles, un ghid de finanțare și pe drumuri comunale, drumuri sătești. Sperăm să asfaltăm cât mai mult din cei 22 de kilometri pe care noi avem încă pietruiți la nivelul de drum sătesc. Credeți că veți găsi fondurile necesare să duceți la îndeplinire toate aceste obiective? Îmi doresc. Vă doriți? Îmi doresc. Bani europeni? Fără bani europeni și bani alocați sub alte forme, fie de la guvern, fie din alte instituții care ar putea să ne ajute, noi, Comuna Dămienești, nu vom putea reuși mai nimic. De astfel, a fost una din problemele exercițiului financiar trecut. Banii de cofinanțare, banii de la bugetul local. Degeaba îți dorești, degeaba implementezi, dacă nu ai și cu ce cofinanța un proiect, el va rămâne la un stadiu incipient, astfel încât nu vom putea asigura bunăstare. Vreau să... Stop, n-am înțeles ce ai zis. Patru minute. Bun. Da. Vreau să vorbim și de planuri de viitor până la urmă. Oamenii trăiesc în această zonă și vor să știe ce așteaptă. Ce gânduri are primarul? Doar gânduri bune. Dar planuri? Planuri. Planuri îndrăznețe. Sper să reușesc să cresc cât mai mult confortul acestei localități. De altfel, de la începutul mandatului și până acum am reușit să înaintez către instituții de finanțare 4 proiecte, 2 cămine culturale, un proiect și 2 proiecte ce vizează sistemul educațional, respectiv tabletă pentru fiecare copil și igienizare în fiecare școală. Se află în procese de evaluare. Sper ca cei care evaluează astfel de proiecte să fie cât mai obiectivi și să ne ajute să ducem la îndeplinire obiectivele pe care noi le-am propus. Cu siguranță vor urma, așa cum discutam în prealabil, extinderea sistemului de alimentare cu apă, gaze, iluminat public, siguranță, ordine și liniște publică. Și sănătatea joacă un rol important în momentul de față? Ați investit? S-a investit în centrul, în cabinetul de fapt medical individual. S-a investit anul trecut, astfel încât am și reușit să putem atrage un medic de familie din ce în ce mai greu și mai rar prin zona noastră, pentru că este o zonă care urmărește pe de altă parte și un pic de beneficii, cum este și normal. Am reușit cu greu, am investit, sperăm să rămân în zona noastră și să putem extinde, această printr-un medic stomatologic sau alte necesități din astea medicale. O să mergem să cunoaștem și pe medicul satului în acest moment, să vedem cum se desfășoară actul medical în localitatea pe care o păstoriți. Vă invit cu drag. Am ajuns și la cabinetul medical din localitate. Lângă mine se află doamna dr. Anca Enculesei, omul care se îngrijește de sănătatea oamenilor din zonă. Doamna doctor, am trecut printr-o pandemie destul de grea. Ca medic, cum ați văzut și cum ați gestionat toată această situație? În primul rând, am preluat ca punct de lucru cabinetul din Dămienești, eu sunt medic în Bacău, și am preluat la insistențele domnului primar, că aici au rămas fără medic, dinainte de pandemie, iar eu am preluat exact în timpul pandemiei, în martie. O situație destul de grea.
destul de grea și vreau să vă spun că ceea ce mi se pare extraordinar aici, când am venit aici la rugămințile domnului primar și a oamenilor, m-am îngrozit. De ce? Dispensarul nu arăta, cabinetul nu arăta cum îl vedeți acum. Acum este ceva extraordinar. Deci și totuși ați venit aici. Totuși am venit pentru că oamenii aveau nevoie de medic. Era peste 8 luni de zile de când nu aveau medic. Și ei fiind o regiune cu o populație îmbătrânită, un număr puțin de asigurați, vreo 400 și ceva de asigurați, atât, nu vroia nimeni să vină și de parte de Bacău. Iar până acum o lună, două, și drumul era sub orice critică. Deci ne-am distrus o mașină la gropile care erau până aici. Și totuși ați continuat. Și totuși am continuat datorită echipei de la primărie care, într-adevăr, au luptat pentru oamenii de aici și, după cum vedeți, au făcut cabinetul ăsta să poată concura cu orice cabinet medical din România. Am trecut printr-o pandemie, încă nu s-a terminat. Cum gestionați situația la nivel de localitate ca medic de familie? Am început să cunosc oamenii destul de bine. Încă mai sunt speriați de pandemie și de frica de a merge la Bacău, la spital. Dumneavoastră ați fost vreodată speriată de această pandemie ca medic și ca om? Cred că toți am fost speriați de asta. Dar acum nu, au înțeles, au început să se vaccineze. Unii dintre ei au venit la Bacău, iar alții până am avut ca medic de familie vaccinul și am venit la ei. A venit caravana, am rugat DSP-ul și a trimis o caravană și a vaccinat. Deci eu cred că e destul de bine, deși mai avem multe de făcut împreună. Dar oamenii au înțeles că prin vaccinare pot să ajungă la normalitate, să-și recâștige viața de dinainte? Marea majoritate au înțeles asta și sunt foarte mulți bătrâni care au înțeles asta după ce au făcut boala. Și am avut de aici internați în spital. Decese? Ați înregistrat? Decese nu. Nu. Deci nu. Sunteți printre... n-am avut. Sunteți printre localitățile care vă mândriți cu faptul că nu ați înregistrat. Decese de COVID n-am avut. Da. Ce înseamnă să fii medic în mediul rural? Și cum vă desfășurați toată activitatea, profesia de medic? Cum decurgea de zi cu zi? Este destul de greu pentru că e vorba de navetă, e vorba de... Bine, acum... Nu mai e vorba de condiții, că într-adevăr condițiile să sunt... Să zicem că acest factor a fost depășit. A fost depășit. Factorul material. Da, e vorba de navetă, e vorba de, nivelul de educație a populației care... Are nevoie de o anumită educație medicală să poată să depășească anumite momente dificile? Da, cred că da. Și cred că cu cât ești mai aproape de ei... Și reușești să-i modelezi cum vrei tu ca să înțeleagă că trebuie să vină la doctor să se controleze, să se trateze pentru bolile care le au. Credeți că oamenilor sau românilor din mediul rural le lipsește acea educație medicală în momentul de față? În mare parte, da. Și de aceea înregistrăm un număr destul de însemnat de decese. Da, exact. În general, ei vin la medic când nu prea se mai poate face nimic. Cum ați descrie viața unui medic de la țară? În câteva cuvinte, acum în încheiere.
sau într-un cuvânt? E nevoie de perseverență și de curaj? E nevoie de dăruire și de curaj. E clar că orice comunitate trebuie să fie ghidată și de către credință. Excepție, bineînțeles, că nu face nici localitatea în care noi ne aflăm. Satul Pădureni, stăm de vorbă cu preotul paroh de aici. O să rog să se și prezinte pentru telespectatorii noștri. Bună ziua, mă numesc preot Dăscălașu Vlăduț. Sunt preot paroh în parohia Pădureni. De 3 ani de zile, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Ioachim, sunt parohul acestei comunități. O comunitate formată din 20 ceva de familii. Chiar dacă sunt puține familii, este o comunitate bine închegată, oamenii sunt muncitori, respectuoși și dau dovadă de credință față de Bunul Dumnezeu, pentru că, așa cum se vede, această biserică este ctitorie făcută cu ajutorul comunității locale, dar și cu ajutorul celor 20 și ceva de familii din satul nostru. Fiecare a pus umărul la muncă și chiar o parte din banii care s-au consumat, s-au cheltuit construcția acestei biserici, au fost din parohia noastră. Când a fost ridicat? Lucrările au început în anul 2006 și s-au terminat în anul 2014, atunci când a fost sfințită biserica de către înalt preasfințitul nostru părinte Ioachim. E o comunitate mică, dar e o comunitate unită. Știm foarte bine de-a lungul istoriei că românul s-a apropiat de biserică, românul a fost cel care a construit biserici și cel care a știut să le îngrijească, pentru că întotdeauna biserica nu a făcut altceva decât să păstreze tradiția poporului român, să o ducă mai departe, să ducem această cultură minunată pe care poporul român o are și să sperăm să o aibă mulți, mulți ani de acum încolo. Ce ar mai fi de subliniat? Faptul că sunt oameni de mai multe religii, de mai multe etnii în zona asta a Moldovei, iar problemele din punct de vedere etnice, culturale și așa mai departe nu există. Într-adevăr, la noi în comunitate, cele 22 de familii, toți suntem credincioși, creștini ortodoxi, dar avem satul vecin, sat romano-catolic. Dar să știți că avem o colaborare foarte bună și cu dumnealor, chiar dacă sunt de altă confesiune, ei sunt frații noștri creștini și întotdeauna când sunt activități, ne implicăm împreună și facem în așa fel încât oamenii să nu simtă diferența că ei sunt catolici și noi ortodoxi și nici invers. Un alt lăcaș de cult unde comunitatea se adună este Biserica Catolică din localitate. Lângă mine se află preotul Ciprian Bișoc. Acest lăcaș de cult este impresionant. O biserică frumoasă. Se știe că aici au fost mai multe biserici catolice, dar având loc aceste alunecări de teren, comunitatea practic a trebuit să fie mutată în această zonă în care se află astăzi. Biserica actuală, care are hramul Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos și duminica trecută am sărbătorit hramul acestei comunități, lucrările la această biserică au început cam prin anii 60, sub grija mai multor preoți și oficial, ca și parohie, datează din anul 1975, mai exact, prin 1 martie 1975, atunci a fost numit și primul paroh al acestei comunități. Cum ați descrie oamenii? Oameni gospodari și în același timp aș putea spune niște oameni care într-adevăr se tem de Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Acest lucru se vede și în prezența duminicală, la Sfânta Liturghie, la cele două Sfinte Liturghii și chiar și în timpul fiecare zi, pentru că zilnic aici se celebrează o Sfântă Liturghie.